Cristi, bine ai venit la noi! Domnul Doru, bine v-am găsit în ajunul Crăciunului. Vă mulțumesc tare frumos pentru telefonul pe care mi l-ați dat ieri. Când m-ați sunat, m-am uitat așa, m-am uitat în spate un pic în oglindă, bă, zic, mă, o fi trecut domnul Doru pe lângă mine. Oricum, nu avea cum să mă vadă că-s cu mașina mică. Te interceptez eu în trafic. Mă interceptați, într-adevăr. Nu te poți ascunde. Și vă mulțumesc că m-ați invitat la dumneavoastră și mi-a zis așa, Cristi, Păi eu trec cu un an de zile, de când am fost. Nu, dar mi-a spus, Cristi, nu vreau să pierdem obiceiul, ceva de genul. Te aștept la mine în ajunul Crăciunului. Eu vă mulțumesc. Știi ce mi-a spus o doamnă deosebită, nevasta la un prieten de-al meu? O trecut o perioadă și nu ne-am văzut ani de zile. Deci, o doamnă în foarte bun sens al cuvântului. Așa. Și cu un spirit de glumă și cu ăsta. O să zice, Doru, n-ai mai trecut de mult pe la noi. Poți să vii că am scăpat de păduri. Zice, adică de sărăcie? De sărăcie. Deci, am înțeles. Da. Un spirit așa cu... I-au zis în glumă, dar... Înțeles, fără... Dar fii atent. Să nu se înțeleagă invers, în sensul că... Nu știu cum să spun. Deci un spirit de glumă din asta. Zice, am fost săraci și acum am trecut de păduri. Da, eu mă înțeleg și cu asta, că întotdeauna omul care e mai valoric în sensul că nu are potență financiară sau nu știu cum să spun, e mai sufletist, e mai no. Și, că sunt și. Domnul Doru, da. Eu trebuia să ajung pe la dumneavoastră mai devreme, dar tare greu m-am mișcat eu din pat. Păi te-ai mișcat, dar... Atât am dornit. Îți spun eu o vorbă bătrânească de la un bătrân. Așa. Care... Eu ți-am mai spus ție și trebuie să ne luăm după criteriile astea bătrânești, care alea s-au învățat în ani de zile. Știi ce o să-ți bătrânul ăla? Nu. O să-ți că nu-i păcat să-l mânce moartea pe-l ce dorme tătă noaptea. Mulțumesc. Deci, dacă stai și dormi așa fără gânduri și fără ăsta, înseamnă că... E bai cu tine. Omul s-a gândit mult la zica la asta și era referire... Învățat-o și el. Era referire la... La ce? La tot ce vrei. La trântor, care... Păi, dacă... Că m-am uitat și eu, bun, eu sunt un pic mai trecut, așa, nu cu telefoanele internetul. Dar m-am uitat la niște comentarii și la un moment dat cineva se oferea că să vină să facă voluntariat. Mă, mie nu trebuie să facă voluntariat, să-și facă pentru el. Deci nu pentru mine, deci pentru el să facă și să dăm înainte chestiile astea. Ia, să vedem. Da. Să vedem un băiat ca și Ciobi. Apropo de băiat, ai zis cu ani în urmă că o să-mi aduci un băiat de la bloc sau de undeva. Ei, uite-te că au trecut ani și nu mi-ai adus. Nu v-am adus. De ce nu mi-ai adus? Domnul Doru, apropo de adus. Apropo de adus. Am zis așa. Dumneavoastră sunteți un om foarte, foarte fin. Am zis să vă fac un mic cadou. Aici, uitați, creșterea și îngrijirea cailor. Oricum, dumneavoastră știți ce scrie în cartea asta, dar... E necesară. Deci, de aici poți să te mai informezi și să iei tot. Una e învățătura și una e când treci prin creșterea de zi cu zi. Deci, când te bazi de ele, asta e teorie. Restul e practică. Și nu întotdeauna practica cu teoria... Bat. În fine, domnul Doru, un cadou pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Ce să zic? Mulțumesc. Trebuie să le puneți undeva.
Păi da, sau dați-mi da, stai că dacă suntem la nivelul cu cărțile, ți-aduc eu ceva ca să noi crescătorii sau iubitorii de cai, ca să vedem. Asta e o mânză care ai filmat-o când era mică. Un an de zile. Aproximativ, a fost undeva așa. Cam un an de zile. Și tu m-ai întrebat atunci, după ce criterii? De ce? Ce m-a făcut să ce m-a determinat? Ce m-a determinat să cresc anumiți cai? Sau de ce? Nu v-am întrebat, v-am întrebat în felul următor. Ce v-a determinat ca să alegeți această mânză, să o aduceți acasă? Ceva de genul? Da, îți arăt în două secunde. Bine. Trebuie să mă duc să... Uite, Cristi, ce m-a determinat. Vezi? Ce m-a determinat. Cumințenia. În primul rând. Păi, fără discuție. Și când se cumpără un cal de la domnul Petre, da, de la Fitero, ia uite, este îs care m-a determinat să o cumpăr. În spate ce are? Cunoscătorii. Aici este Ibafa. Aha. Armăsarul de pe parte paternă. Aha. Perfid. Așa. Tată la Eclips. Și Eclips, tatăl mânzei. Așa. Bun. Mai jos. Din coace. Mama Pelerin și Gilson. Așa. Deci linia genetică. Deci în momentul când ai cumpărat un cal din domnul Petre... Ia uitați un pic poziția acolo. Păi, ce poziție? Deci nu trebuie să scoatem în relief, să vedem poziționare și nu știu ce. Corectitudine. Sigur, da, pentru asta trebuie ani de zile... De muncă. De muncă, ca să vezi. Bun. Deci asta, când cumperi de la domnul Petre un cal, el asta face. Așa. Care presupune contabilitate și acte și restul. Când iei un cal din altă parte, ei... Azi iei factură? Nu factură. Iei așa. Nu că nu corespunde, că aici e chipul și restul de la doctorul. Dar nu mai știi din spatele ei ce provine părinții și bunicii și străbunicii. Am înțeles. Dar dacă iei un cal din ăsta, atunci ai speranțe... Puteți să mi le dați mine că vi le țin eu până îmi prezentăm aici. Ai speranțe să iasă ceva bun. Da, e frumos, îmi place. Deci, genetica. Da. Atunci ai speranțe să iasă, că nu întotdeauna poate să iasă bun, că se poate și din părinți, profesori universitari, iasă câte un bagabon. Am înțeles. Da. O scoatem pe cealaltă. La ea nu-i mai spui proveniența, fiindcă iubitorii care te urmăresc pe tine, dacă-s iubitori, trebuie să-și dea seama de unde e. Și nu-i facem reclamă. Am înțeles. Dar eu zic atâta. Îi printre cei mai tari din țară, cu gene bune, care o ridica calul în ultimii 10 ani. Asta e o mânză dintr-o iapă,
Deci din vizualizările tale, nu povestim, așa e numai să ne aflăm în treabă, să povestim. La momentul când am luat-o pe galbena înapoi, pe pușa, da, care le-am vândut, iepele bătrâne, adică iepele bătrâne, că... Iepele dumneavoastră, iepele care la mature, care au fost a mele. Într-o perioadă scurtă am avut o iapă neagră, la care, deci efectiv, eu nu us, nu știu cum să spun, degustor. Eu sunt iubitor de cai, care e o boală, nu se poate scoate din sânge. Netratabilă. Ce tratabilă? Netratabilă. Zice că cine o băut, nu-i sigur că n-a mai bea. Cine o fumat, nu-i sigur că n-a mai fumat. Cine s-o lăsat de muieri, e sigur că nu se mai apucă. Deci, sunt niște chestii de astea și am zis, nu mai întrebe după ce am vândut, iepele, am zis că să rămân cu asta de la domnul Petre. Așa. Printr-o conjunctură, la momentul când a pădut iapa, am dat-o la un prieten de la izvorul Crișului, care a fost un om de aleasă omenie pentru mine. Și la momentul când ne-am dat-o, am zis, Tibi, când vrei să o vinzi, te rog frumos să-mi manuți. Iapa? Iapa și mânza. Așa. Omul... Mă, sunt chestii care se potrivesc în viață, nu știu cum să le spun. Deci era după ce am vândut iepele, m-a sunat Tibi. Și mi-a spus în felul următor. Zice, Doru, eu îți plătesc motorina, te rog frumos, hai da până la mine, că mi-o cerută, dar să vezi ce mânză are și ce să vezi iapa. V-ați suit sus și v-ați dus. M-am dus cu niște prieteni care, sigur, au rămas impresionați de frumusețe. De cea mică, da? De cea mică. La mânza mare ce nume i-a spus? Păi Aprilia. Nu, ea o cheamă. Și la cea mică? La... Pe hârtii, el i-a zis Bobo, da? Nepoții au zis că s-o cheme Meda. Așa, deci... Meda și... Meda și Aprilia. Așa, Aprilia, bun. Hai, da, și... Ce vreau să spun? Aprilia cam cât are? Cam un an și 8 luni? Păi nu vorbim despre astea, mă. Ce de un an și 8 luni? Ia uite, aici e data nașterii. În... Undeva în mai, în 12 mai, 15 mai, cam așa ceva. Deci aici nu mere cu șmecherii. 12 mai 2000... Cum are un an și 6 luni. Un an și 6 luni. Deci un an și 6 luni. Deci la momentul când domnul Petre vinde un cal, așa îl vinde. Uh-huh. Deci cu toate... Da. Aici ar fi... Ha? Unde ar fi să scrie? Pe prima pagină. În fine, lăsați-o. Deci un an și 6 luni și asta mică? Asta mică undeva din martie e fătată. Deci în martie, deci... trebuie să aibă un an. Da. Acum suntem în decembrie. Da. Hai, și el e voia să se relaxeze. Da.
Îmi place mult de mădă. A? Îmi place mult de mădălina, de cea mică. Mădălina, eu zis fetița, așa, ai mădă? Nu, da, nu, cum? Meda. Meda. Îmi place mult de meda. Da. Cristi. Și murgai apropo, frumos. Apropo de chestiile astea cu... Mai eu nu sunt tip superstițios, dar în trecerea anilor mi-am dat seama, deci să fiu bine înțeles. În momentul când cineva vrea să cumpere un animal de la tine, dacă își dorește, da, trebuie să-i satisfaci plăcerea. Deci nu superstițios, dar am văzut de atâtea ori întâmplări că dacă n-ai făcut tranzacția și omul ți-o cerut-o din suflet, deci dacă ți-o cerut-o și și-o dorit-o, s-ar putea să n-ai noroc de după o perioadă. În unele cazuri, nu neapărat. Păi nu întotdeauna. Sau, nu știu, dar eu... Sau poate să fie și întâmplare. Se poate să fie întâmplare? Da, să mai poate să fie și crezi întâmplare. Crezi în telepatie. Păi mai crezi în telepatie, că vedeți că nu, vrei să-l sun pe un prieten și nu mai spune. Bă, mă gândeam la tine. Și atunci astea sunt niște chestii din astea. Se poate. Deci eu am trecut până chestii din astea. Deci ce pot să spun? Prin 93. Era perioada Caritasului, nu știu ce. Perioada de tranziție. Era o chestie tare. Nu știu dacă îi... Așa, să discutăm de suma de bani sau de nu știu ce. A fost la cineva la Baia Borșa, la un moșneag. Îmi place termenul ăsta de moșneag. Adică un om foarte în vârstă. Un om mai în vârstă, care avea și o problemă la un picior, și-a pierdut un picior în război, în fine. Și avea niște ape grozave. Deci, pentru mine au fost niște ape grozave. I-am oferit o sumă, ce să spui, mi-a zis, zice, Doru, exorbitant de mare. Mi-ai plătit și ultimul păr după ea. Da, zice, nu pot să ți-o dau, fiindcă i-am promis-o la Cocon. Coconul, în partea Maramureșului, este nepotul. Deci dacă o făcut legământul ăla, legământul, ce să spui, dacă i-o promis-o la nepot, o zis că nu-și trece peste cuvânt. Și a fost mânzat de un an, în primăvară. În primăvara viitoare, deci eu când i-am oferit suma, era undeva la 6-7 luni. Și în primăvara viitoare, o trimis-o în munte la Pășunat și s-a montat mânza. Ei, a fost prea tânără. Omul, având și handicapul ăla care l-a avut, nu a putut să supravegheze fătarea. Așa. Și a ajuns iapa, până la urmă, a ajuns în zona noastră. După 10 ani, am cumpărat-o eu. Ați găsit-o? Nu că am găsit-o, am urmărit-o pe unde a fost și așa. Ei, deci eu spun chestii reale. Din momentul fătării, iapa s-o rup și avea un handicap la picior. S-o șoldit. Nu a fost problemă. Ei, la momentul când s-a îngreunat și a fost aproape de fătare, nu se mai putea ridica de jos. Când s-a culcat pe piciorul pe partea dreaptă, nu se mai putea ridica. Și atunci trebuia să o întorc pe partea cealaltă, să se scole. Bun. Este gânduri și mi-am dorit de la un produs bun, un mânz, care m-am gândit că o să iasă ceva. Ei, știi cât a durat? 20 de minute și n-am fost pe fază. A fost ofătat iapa în ianuarie, în perioada când a fost un ger grozav, minus 26 de grade, ofătat-o n-am fost pe fază,
și acel unde e balotul. Așa. După ce o fătat, s-o tras mânza acolo. Și n-am mai putut-o să o readuc la viață. Am insistat eu cu pătură, cu apă caldă, cu i-am pus ca să o reasta, dar n-am mai putut-o să o salvez. Am înțeles. Dar chestiile astea ți le spun, fiindcă se pot întâmpla. Deci că la mine cel puțin e verificabil treaba asta, nu superstițios, dar în momentul când pățești chestii din astea, atunci să se bucure cel care și-o dorește. Cu galbena, cu pușa. Așa. Am dat-o la Sebi. Un băiat, ia pe dumneavoastră cea mare. Cea mare, aia galbena. În momentul, sigur, cum se face, tradițional. O venit, mi-o plătit-o, am stat la un par de jinar, am stat la o poveste. La momentul când o scos-o din grajd și-o pus mâna pe căpăstru, știi ce-o zis către mine? N-am niciun bai dacă mor dimineață. Dacă mor dimineață, zice, mi-a făcut. Sebi, unul din băieții de etnie romă din Florești, pot să zic care, că cel care, mai tare. Care, cel mai harnic, cel mai ambițios, vaci, porci, cai. Deci, nu vreau să-l scot în relief sau nu știu ce. Da? Efectiv, astea au fost cuvintele și de acolo mi-am dat seama că și-o dori. Deci, în momentul când îți dorești ceva, fă-i mă satisfacția să se bucure. Dar și grijește ca ei. Hei! Are acum ceva mânci frumos. I-am văzut un pic mai încolo. Acum, sigur, noi... Mai încolo, în spate. I-am zis în felul următor, de acum n-o să mai zic niciodată că asta n-o să fac. Că niciodată să nu spun niciodată. Nu mai spun. Fiindcă n-o pot să, în domeniul cailor, ce am povestit mai devreme, că te lași de țigări, te lași de băutură, te lași de femei, dar de cai... E bai cu cai, ai? E problema. Deci, astea sunt Cristi. E un microb foarte, foarte, foarte mare care... E microbul vostru, nu aveți ceva ce vreau. Păi... Noi... Hai la scopii încoace! Hai la tata, hai! Hai! Hai la tata! Haide! Haide! Domnul Doru, da. Pe Meda când ați achiziționat-o? Vreo o lună și ceva. Și deci, bă, Cristi, și aprilia i-au stat, cât timp o stat singur în grajd? Păi nu a stat. Nu a stat deloc singură. Deci ați dat ea pe cealaltă și ați adus-o asta mică după aia? Sigur. După scurt timp? Da, dar am avut. Nu, a fost o perioadă. Deci am adus-o pe asta. Și am avut-o și pe aia altă, pe altă roșie, care am avut-o tot de la domnul Petre. Așa. Da, și mi-a cerut-o un prieten să-i o dau. Mă, la momentul când am adus-o pe aia galbenă și le-am băgat între ele, au avut un comportament foarte... Ciudat. Cealaltă roșie? Da. A început să dea cu piciorul? A început să bată, să facă niște figuri. Și atunci am zis că, ca să evit niște probleme, zic, mă, dacă tot ți-ai dorit-o, zic, hai să o... Hop, 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 hop. Vezi? Dacă ați putea să o prindeți și pe Meda. Să o vedem pe Meda. Hai, fata, hai. Domnul Doru, da. Vă puteți înscrie ce echipă de fotbal a avut Florești numai de mult?
Unde le aflorești? No, eu zic că vă puteți înscrie, reînscrie sau... De ce? Să vă înscrieți. La vârsta asta? E, la vârsta asta. Dacă nu vă fac antrenor, numai. Domnul Zorcic, am zis că reînscrie de... N-a jucat acolo echipa, corect, nu? Păi, nu, că am jucat pe copilărie, a jucat la Universitatea Cluj. No, deci vă puteți reînscrie la Universitatea Cluj. Domnul Doru, că văd că stați bine. Însă nu crezi că deci, întotdeauna... Și atunci antrenor să vă faceți. Păi mai bine antrenor la Mugi, la vârsta asta, nu ne putem pune cu ăștia tineri de 20-30 de ani. Puteți să o dați așa un pic, puteți să o dați un pic mai încolo. Așa. Ăla-i. Da, domnișoară, zi, ce necazăm? Zi, domnișoară. Aveți, asta după cum e dezvoltată și astăzi mergând în grajd, deja am început să umble după armăsar. Când o să o dați pe ea la armăsar? Eu nu vreau să... Ea acum are... Având... Că e vârsta pe crudă. Prea fragedă. Pe fragedă, da? Și aici este Cristi, deci ea e dezvoltată. Dacă e dezvoltată, se poate da? Că eu, din câte am înțeles, domnul Doru, nu să ia numai că e dezvoltată supra-extra, că totuși e vorba și de oasele mine, în sine. Deci la mine nu mănâncă la momentul ăsta, nu mănâncă gram de obroc. Deci nu mănâncă gram de obroc. Arată bine deci, mânzele. Îți dezvoltate numai cu fân și cu lucernă. Deci atâta mănâncă, fără gram de obroc. No. Dar dacă e sănătoasă, dacă ăsta acum, sigur... Văd că aveți și sus în pot ceva. Păi mai sunt, sigur, de acolo, un pic de protecție. De acolo aruncați, aveți gaură dintre aia, așa? Sigur, și bag în iasle. Frumos, să tai ața, ațele se aruncă, nu în gunoi, nu? Dar unde vezi ață? Ce e aia, țigănie? Eu știu. Da. Deci, n-am văzut niciun pic de ață. Apropo de chestia asta, umblă acum după rămăsat. Dacă mai las încă 2 ani de zile, normalitatea îi la 3-4 ani să o montezi. Dar nu știu ce s-a schimbat în natură, în ăsta. Normalitatea face ca la 3 ani de zile să dai. Dar mă gândesc că dacă anul viitor nu dau la armăsar, să nu cumva să intervină complicații. Ziceți? Mă gândesc, deci nu știu, în timp, astea le-am văzut eu. Nu știu ce să zic, dar eu așa mă gândesc. Mama e ce culoare are? Mama la Aprilia. Cristi, ce să spun? Nu mai mi-aduc aminte, adică în sensul care. Nu, când am luat-o pe ea independentă. Deci tot a fost pe deci, mâna lui domnul Petre. V-ați uitat un pic așa, v-ați uitat la la genealogia care o vine din spate. Da. Deci, ce? Dar dacă l-are bunic, străbunic pe Ibafa, dacă l-are pe Pelegrin, dacă l-are din partea maternă pe Max, dacă l-are pe Pelerin în spate, pe Gilson, toți îs cuprinși în ei. Atunci nu trebuie să iasă ceva bun. Ba da. Numai noi mă gândesc eu. Eram curios de culoarea mamei. De aia v-am întrebat ce culoare era. Asta e neimportantă, după părerea mea. Vezi? Hai că dau o dumă. Că am zis că la aia să nu-i spune proveniența, că mamă s-a fost neagră. Și tatăl? Și tatăl să deducă restul. Da, e foarte ușor de dedus. Da. Păi, atunci, deci n-are sens pentru necunoscători și pentru neiubitori ca să aruncăm vorbe în vânt. Hai, tata, hai. Hai, da. Ieși. Ce-i cu tata? Domnul Doru, da. Cred că acolo le-a spus și smulițele de moș Nicolae. E adevărat? Apoi e simbiale, că a fost ceva acolo. A fost moș Nicolae pe acolo. Da, păi de acum, Cristi, da. Să-ți mai spună Doru ceva, un prieten foarte bun, cu ani de zile în urmă,
Deci la dimensiunea lor, ca să înțeleg sau să-i verific atitudinile la un cal, la vânz, așa. Îl prindeam în... Nu poți să-l prinzi la 4-5 ani. Deci trebuie să te obișnuiești, ca să-l vezi, mic, să-l vezi, ca să-i vezi intențiile. Ca să nu te trezești mai că nu strage la căruță. Păi, acum nu toți trag. Sau nu toți sunt campioni ca și Tarzan, sau ca și Cimbru, sau ca și Șoimbu, sau ca și alții. Stați așa că mă sună un băiat că vrea să ne duceți și o bani. Da, Silviu. Salut. Îți aici la Florești, Silviu. Da? Da. Fii atent, vii aici pe intersecție cu, știi unde ești, pe unde te bagi la Raiffeisen Bank. Da. Te bagi pe la Raiffeisen Bank și ajungi într-o intersecție cu... Da, ăla-i, tu ai făcut cum te-ai băgat de la Raiffeisen Bank, da. Faci la prima intersecție, deci la prima, numai e prima intersecție. Da. Da, stânga-dreapta, o iei, sau înainte, o iei la stânga. Da, dar nu te duci decât, nu te duci decât 20 de metri și vezi mașina mea parcată pe dreapta. Dar cu care ești? Cu Golful. Da, bun, hai că am pornești mărăști. Am pornești? No, bun, atunci, da. ne vedem aici la omul ăsta, are și el cai, bun? Bine, viu acolo atunci. No, te salut, serus. Bine, ciao. Serus. M-a sunat un prieten de-a nostru, iubitor cel de cai, el nu poate să țină cai, că e la bloc, e șofer, dar vrea să ne aducă ceva bani să ducem acolo la domnul Viorel, acolo la casă unde eu luat la omul ăsta. E o chestie foarte bună. Cum, domnul Doru, cum vi se pare dumneavoastră că noi am vorbit un pic și, nu știu, poate ați văzut și filmul, l-am pus alaltă ieri, nu știu dacă ați văzut. Nu l-am văzut. Cum vi se pare... Cum vi se pare ideea de oameni s-au întâlnit, i-au ridicat acoperișul în două zile, au fost sus acoperișul, s-au implicat cu bani, cu tot de felul. De aici se vede spiritualitatea și ajutorul și sufletul. Trebuie să iasă în evidență chestiile care de ani, de zile, de ăsta, mocnesc acolo, să vadă ajutorul alea, că mai discutam noi, pe pământul ăsta, noi știi ce suntem? Niște chiriași, care nici ceasul de pe mână, zicea cineva, nici ceasul de pe mână nu-i al tău. Dar când te duci, să te duci cu împăcarea ta sufletească, așa să te duci. Deci, da. A face bine e o chestie care pe mine mă marchează și îmi place. Adică, dacă poți să faci un bine, fă-l, mă, bine. Și asta e treaba. No, și apropo de ce am vrut să zic când m-am dus, mă întreabă prietenul ăsta bun, zice, Doru, tu după câte zile după ce fată iapa pui hamul pe cal? Deci, așa, o chestie de glumă. Dar atunci, deci trebuie să urmărești. Și dacă nu-l înveți de micuț, de mic, dacă nu-l înveți... Depinde și de... Acum, în momentul ăsta depinde și de locul unde stai, depinde și de... Sigur că depinde. Spațiul pe care l-ai, depinde... Sigur că depinde chestii. Depinde de mai multe locuri, de mai multe lucruri. Eu sunt aici, eu sunt ca și la... Mânzul trebuie să poată să umble bine pe picioare. Eu sunt ca și la opnă. Deci... Mă zbat. Ce să spui, de la strada principală până la mine au fost 60 de vaci și nu mai sunt. Și eu le-am vândut. Niciuna nu mai sunt. Nu mai este niciuna. Lapte de unde vă luați acum? Păi de unde? De la prieten. De la prieten care mai rezistă și care mai ține. Tot de la Florești. Da, bineînțeles. Da. Da? Apropo de chestia cu băiatul de la bloc. Păi mă, pentru aia trebuie să te... Acum vă vine băiatul de la bloc, stați să-l vedeți. Bun, vine. Îi place, e frumos. E frumos așa că ne uităm pe calculator, ne uităm pe ăsta. Dar scoală-te, mă, și du-te și rănește și curăță-l și fă și implică-te.
Fă-i coama, fă-i coama, fă-i coada. Da. Spală-l pe, pe picioare, frumos. E gut, miște, îs multe. Trebuie, cum, a, cum am zis. Și ia uite că în timp, să vedem, tractorul și are rolul lui, tractorul. Da? Unde te duci cu calul, unde te duci cu tractorul. Domnul Doru. Satisfacția sufletească. Domnul Doru, omul care are pământ, are animale. Sunt foarte mulți oameni, foarte mulți oameni, care cu, cu calul își face pentru toate animalele și pentru el. Bă, Cristi, să zicem. Hai să, să luăm o chestie minoră. Că e greu de trăit. E greu de trăit dacă nu muncești. Atunci e greu de trăit dacă nu muncești. Cât, da, e, cât e aria la, la arat? Asta eu nu știu. Bă, te întreb eu pe tine. Nu știu. La noi, la noi în zona noastră e undeva între 6 și 7 și 8 lei. La aria 100 de metri pătrați de arat. Am înțeles. Cu un cal. Cu un cal. Poți să faci, nu, nu cu unul, cu, cu doi cai, că unul îl supui prea mult, da? 30 de ari îi faci până la ora 12, în perioada de primăvară-toamnă, în anumite soluri. Poți să faci. Așa. Deci ai făcut 2 milioane, 2 milioane și ceva. Dacă ești arnic și muncești și nu stai să stai cu mâna întinsă, atunci poți să faci. Deci poți să faci. Și da, câștigi de existență. Dar cum a zis dumneavoastră acum, dacă... Domnul Doru, hai dați-mi partea asta un pic, vă rog, că să vedem care e mai bine. Așa. Domnul Doru. Poți să fii harnic, cum a zis dumneavoastră. Dar vedeți că uitați ăștia, au ridicat energiile. Păi au ridicat energiile, fiindcă... Deci au ridicat energiile și fii atent, suntem, acum ai factura mare. Suntem manipulați, mă. De luna asta ai factura mare, să vedeți luna viitoare. Păi de unde se scoată, de unde se scoată să dea pensiile dacă ei s-au băgat la bugetul de pensii? Și au luat din grămada aia mare care au contribuit ani de zile bătrânii. Care acum a fost un fond de pensii și ei s-au băgat și l-au logolit. Și atunci, unde ați auzit asta? Pe unde am auzit? La informații. Unde ai auzit? La știri. Puteți să le mai dați un pic încoace pe prietenile. Hai, tata, hai. Ăsta e calul românesc. Ăsta e calul românesc. Deci nu elefanți, că nu ne trebuie elefanți. Elefanți sunt pentru în alte zone. Da. Calul românesc e cel mai. Ia uite. Îmi place mult de mă, da. Te-ai îndrăgostit, e? Da. Nu, no, ați vrut să ziceți, bă, băiete, te arunci pe foleșea ta. Bă, dar tu nu crezi că am fost cu doi băieți? Îi cunoști, nu le dau numele. Deci, mama la Meda. Așa. Închipuiesc ce dragoste au avut de ea, dacă și-au făcut tatuaj pe braț. Aia, omul care a avut-o? Care a avut-o pe mărsa. Am înțeles. Și... La momentul când am cumpărat-o, i-am spus, zic, ia-o tu. Zice, am făcut un jurământ că nu mai îmi iau cai. Am înțeles. O fi investit omul foarte mulți bani în cai, o fi băgat toți banii acolo. Și partea sentimentală, dar asta îi să poți să te rupi. Am înțeles. De chestiile astea, da? Sunt care se pot rupe, sunt care nu se pot rupe. Am înțeles. Deci nu are... Ei. Arăt că de când aseară am povestit ceva, am mai făcut o achiziție. Ce achiziție ați făcut? Nu,
Domnul Doru, stați o secundă. Cal? Iată. Da, domnul Doru. Da. Dar nu ne chestat deloc. Păi nu, că a fost sub sechestru, a fost la... E slabă tare? Slabă la ce? Ce înseamnă? N-are... Îi se văd coastele? Da, de unde? Da, domnul Doru, m-ați făcut curios, nu, că eu am intrat ieri la dumneavoastră în grajd. Dacă dai, poți să dai o geală. E, da, le băgați pe astea și dacă puteți scoate pe aia la altul minut, numai. No. Fii atent că nu mai vrea să intre, mă. De ce? Păi îi place afară. Cine a zis că nu de acolo? Cristi, chestiile astea se fac cu răbdare. Deci... Îmi place mult de mădă. A? De medă, îmi place mult de ea. Dar nu știu. Eu m-am gândit la o pereche de-a ei. Unde? De-aia am zis că nu pot niciodată să zic că asta nu o să mai fac sau că... Domnul Doru, i-ai gestantă? Eu așa mă gândesc. Dar nu ați avut-o... Când am fost la dumneavoastră seara? Pe la ora 8 am plecat de la dumneavoastră, nu? Și pe la cât ați făcut afacerea? Păi era seara, mai târziu, după ce te-ai dus tu. După cât timp? După vreo 2 ore. Noaptea? Dar ce înseamnă? Ce ți-a spus? Că nu-i păcat să-l muce moartea pe ce dorme toată noaptea. Deci, alții când se pun la somn, eu atunci stai un pic să mă pun la drum sau cum e? Să nu fim înțeleși greșit. Deci în sensul care, dacă am dat iapile, nu mi-o trebuie, dar acum, mânzele nu le pot prinde la căruță. Deci ca să le scot, să le prind, am înțeles. Îmi trebuie un cal de căruță. Cu care să le leg după căruță mânzele ca să se obișnuiască, să... Frumoasă, îmi place de ea. Ah. No, fii atent, ea trebuie să pun un pic de grăsime pe ea. Am avut un stăpân, poate că mai... Domnul Doru, un pic de grăsime. A? Trebuie să pun un pic de musculatură pe ea. Da, eu zic că la dumneavoastră la pensiune. La mine la pensiune stăți. No, deci îi tratăm cu... Cu drag. Cu drag. Hai. Vă mulțumesc tare frumos, domnul Doru, pentru că ați scos-o și pe ea. Pe ea cum o cheamă? Nela. Nera? Nela. Nela. Niște foșii din ele de acolo, niște... Domnul Doru. Niște șnițele. Că după Constituția Atletică, care suntem, trebuie să... Băiete! Băiete, no, eu Cristi, nu zic nimic. Cristi, tu ești vegetarian? Da, eu mă uit la voi. Domnul Doru, la un moment dat a zis un băiat așa. O scris pe filmare acolo. O zis că Hagi Tudose. Nu așa o zis. Dar a zis unul că Hagi Tudose. Dar nu, eu zic o chestie legată de mâncare. O scris un băiat acolo, bă, Cristi, n-ai prins prea bine surii din spate, la care scrie unul acolo de desubt. Păi dacă stă la masă... E, tu tăi la masă? Eu era la masă. Și atunci cine filmează? Era la masă să văd ce se întâmplă acolo. Deci eu nu mă uitam. Cristi, cine povestește din astea nu știe cum să trăiește viața. Așa. Nu știe cum să face. Domnul Doru, aici un prieten de-al nostru, Silviu. Silviu, te salut. Te salut și eu, Cristi. Ne-a găsit ușor. Respect. Ne-a găsit ușor. Da. Noi te vezi că este și pentru ce nu vegetarian. Cu carne. Să mănânce bine te numai. Atunci nu face gută. Să-ți o unc. Așa. Zic că, domnul Doru, doamna s-o gândit și la... La ce? Noi? Da. Să nu ne... Vă mulțumim. La Cristi m-am gândit că cel el mai e mult. Cu... Nu-i cu carne. Vă mulțumim. I-am zis de ani de zile. Un pic. Că noi ne dăm bărbați, ne dăm ranguri mari. Dar fără femeie în casă... Da cum? Nimic. Da cum? Suntem... Știi ce a zis? Vrei să spun ceva? Poate nu e chiar cuvântul ăla bun. O să zice, sunteți niște pișați.
No. Silviu. Da, ne-ai găsit, mă gândesc că foarte ușor, așa e? La cum ți-am da. Descris harta. Da. Aici, da. La domnul Doru, uite-te. Da, mulțumim de primire. Direct la masă, deci nu ne-au pus să lucrăm nimic. Nu. Ăla e un lucru. Da, cum? Ar trebui să vinești la vară. Da, nu vinești la Crăciun. Vă vinești numai cu colindul? Da. Să vinești că trebuie să încărcăm valoță și să mergem la sapă. Așa. Și când trebuie, da. Când trebuie curățat la cai și trebuie pus în iesle. Auzi? Da. Silviu, te grăbești? Nu te grăbești. Nu. Deci poți să stai 5 minute aici, da, cu domnul Doru, așa-i? Da, liniștit, da. Silviu, cu ce să te tratezi? Cu un... Cu un... Suc? Da, un suc, da. Ce sau un bere? Nu. Natural sau Coca-Cola? E carne, indiferent, nu. Da, eu zic că mi-am bine natural. Natural, la trebuie să... Mă, mule, ce-a făcut soția dumneavoastră e natural, mă. Silviule. Nu ne dăm... Eu m-am referit la natural de casă. Nu, da, e bun. Zice că parfumul bun să ține... În sticluță mici. Sticluță micuță. Așa e. Cristi. Da. Ce vreau să... să-ți arăt? Poate în timp o să te duc la... o cunoștință bună, care face niște lucrări de artă. Nu te-a dus să aduci tabloul ăla? Care? Ăla cu fata Birnă. Eu ți-am făcut ție un cadou. O frumos cadou, l-am acolo. Da. Da? Domnul Doru, da, eu... Vorba lui Silvia, că nu că mă laud. Adică, stai un pic. Da, am un clopot, n-are nimic ca mine. Pe bune. Clopot? Da. Am pe bune. Silviu, ascultă-mă. Țin clopotul sub gură și vorbesc și clincă-ne, mă, fără nicio problemă. Îmi dați dreptate. Dar pe de aia ți l-am dat, mă. Mă, omule, deci țin clopotul sub deasupra așa și vorbesc sub el și s-aude ecou, omule. Eu așa clopot, eu n-am văzut la nimeni. Ei, ceva clopot, vei? E ceva clopot din 1840. Dar n-are importanță. Ba, are. Deci... E vorba de rezonalitatea lui. Are rezonanță. Ăla e acolo la mine. Numai să nu-l scoți, să-l pui, cum ai zis, să-l pui în fața porții. Că... S-ar putea să dispară. Că ciricli. Nu, hai că dăm, mai ungem o felie. Avem la răbim între timp. Ce frumos. Eu s-ar să fac unghi o. Vă mulțumesc. Ce zici, băiete? Frumos. E cu detalii. Da. Foarte frumos. Cine l-a făcut? Păi, cine l-a făcut? Iar asta cine l-a făcut nu mai trăiește. A, nu mai trăiește cine l-a făcut. Eu o să mâng o felie de pâine. După, mai e mai ceva există. Fotografie făcut sau... Dar cum? E clar că după fotografie. Uite mai... ce perfect e făcut. Mai există unul care l-am făcut un cadou la cineva, la un prieten apropiat. E, și am și eu unul de ăsta. Dar nu din asta. Nu așa mare, dar e tot frumos. E și a mea. E foarte frumos. Domnul Doru, eu o să mâncă felii de pâine. Între timp mai vorbim. Hai. O rămașnițele, tu, mie. E, dar păi domnul Doru, poți mânca atâta. Dar păi mânci numai cât îți cade bine. Că... Da, am mâncat. Silviu. Da. Mă bucur tare mult că ne-am întâlnit la și domnul Doru. Bucur. Mă bucur tare mult că m-am reîntâlnit cu domnul Doru. Eu ieri m-am întâlnit cu dânsul. Tu, de obicei, vineai în preajma sărbătorilor. Așa. Și să nu uităm tradiția. Am zis să revin la dumneavoastră. Așa, urmează cursul. Da. Domnul Doru, vreau să zic că aveți două mânze foarte, foarte frumoase. Inclusiv iapa. Pentru mine nu-i problema de frumusețe. Pentru mine, calculatorul. Dacă e calculatorul bun. Am înțeles, aveți un Pentium 10 foarte tare, două Pentiumuri nete. I9, așa e? Sau I10, nu știu ce ori a apărut acum. Noi. Dar și frumoase. Poți juca jocuri de ultimă generație pe ele, așa e? Da, așa? Domnul Doru, vă mulțumim tare frumos de ospitalitate. Da. Ne bucurăm pentru dumneavoastră.
Îi mulțumesc lui Silviu că a venit încoace. Și eu te mai aștept încă ani de zile. Ani de zile te mai aștept să-mi aduci un băiat de la bloc. Uitați-vă aici. Care să se scole dimineața la ora 4 jumate la 5. La cât te scoți să te pui pe cabinetă? Eu? La 5. Așa? Bun, dar bine, bine. Dar să se trezească, să se îmbece și să le pui la cai de mâncare. Nu că aprinde calculatorul. E, dar el nu... Bă, tu ești cu calculatoarele? Nu, n-am treabă cu ele. Treabă de aia încă nu mai sunt, încă generația aia nu o să o mai găsiți. Da, auzi, ce-am să zic, Silviu? Spune. O să ai tu mai încolo cai, numai nu știi tu când. Nu sperăm. Mă, Cristi. Da. Meluțul de la gura râului mă mai repet. O zis tată său că s-a născut în iesle. Așa. Deci, oamenii ăia trebuie respectați. Silviu, unde te-ai născut-o? Eu în iesle, da. Nu! No! Băiatul nu o să dea la mea. Pe crinișilor sau la stanca. N-are nimic, lasă-i bine așa. Da. Astea sunt ca și un mâns care îl înveți din... care îl înveți din frage de pruncie. Și când e mic, cum o să-ți pratinul ăla. Zice, dorul după câte zile îl pui mânzul la am. Păi ca să-i vezi ideile, trebuie să-l pui din frage de generație. Ca să-ți dai seama. Ca să-ți dai seama de aptitudinile lui. Silviu. Da. M-ai sunat. Am mai sunat că ai văzut filmulețul de la... Da, ți-am sunat că am văzut filmulețul cu domnul, așa. Tragedia ce i s-a întâmplat și am zis că... Să doresc să da. Aduc cu cioasă, ai? Da. Da. Dacă ăsta poți să-mi dai mie, ca pe eu... Sigur. Eu, când mă duc încolo, noi mai și strângem bănuți. Tocmai cum am vorbit cu domnul Dorel, eu mai trimis și lui de prin țară, de prin străinătate. Uite. Îți mulțumesc frumos. Cu plăcere. Îți mulțumesc frumos, uite, de domnul Doru. Fac și eu o donație, tot așa, fiindcă e un prieten de-a meu. A. Omul, în prag, nu trebuie tras în caz și... Da, le facem din, bă, din suflet. Eu mă duc acum cu banii ăștia și mănânc în oraș ca porcul. No. Vezi numai, după aia să nu-ți bagă burta. Să nu-ți bagă burta. Așa. Noi vreau, da. Cristi. Ajutăm cât putem și... Da. Da. Suntem oameni. Așa. Îți mulțumesc tare frumos de implicare. Să nu denaturăm binele. În sensul că trebuie făcut bine și da. Omul când e la necaz, atunci trebuie ajutat. Da. Nu-i da la cal apă când el îi spun. Dacă mai putem și o să mai fie, contactează-mă cu cea mai mare cât pot. Silviu, îți mulțumesc tare. Silviu, îți mulțumesc tare frumos. Cu plăcere. Ești un prieten de-al meu foarte bun. Mi-ai recomandat odată un film și m-am uitat la el. Da. Cum îi zice la filmul ăla? Vă recomand la toți, uitați-vă la șanțul. Așa. Noi ne-am uitat atunci la film în mașină și am râs ca... Da. Ca descrerații râdeam acolo. Un film românesc. Uite, nu să mai fac filme românești, din păcate, acum sau nu știu. Să fac, dar nu știu ce calități. Cristi, deci efectiv ăstea nu trebuie să ne uităm la filme, trebuie să le trăim. Trebuie să le trăim. Noi le mai și trăim, da? Silviu, e mai complicată treaba, da? Să le trăim, să facem ce ne place. Da, e da. Clar. Domnul Doru, vă mulțumesc tare frumos. Și pentru, cei care vreau și se oferă ca și voluntari, nu trebuie voluntari pentru mine, pentru Silviu, pentru tine, să-și facă ei. Deci ăsta e un mesaj cum ar fi, da? Da, ăsta e mesajul. Să trăiască ei dacă vor să fie împliniți și simt nevoia să facă chestiile astea, să le facă din suflet. Așa. Domnul Silviu, îți mulțumesc tare frumos. Sărbători. Domnul Doru, vă mulțumim tare mult că ne-ați primit, ne-ați primit în gazdă pe mine și pe Silviu, ne-a spus la masă. La cum noi, care e problema asta? Vă dorim. Asta e normalitatea, Cristi. Da, vă dorim sănătate și să aveți viață bună. Da, să dea Dumnezeu la toată lumea.
Și mulțumim doamnei în primul rând că ne-a pus noi bunătățile. Ne bucurăm, ne bucurăm de colindătorii care sunteți voi. Chiar dacă ne-ați zis o colindă, acceptăm ca și ca o colindă. După ce avem burțile pline către mașină, cântăm, așa e, Silviu? Da. Da, da.